fie Iisus Hristos. Preasfințite, dragă părinte rector, părinți profesori, părinți aspeți din parochiile noastre din Iași, dragi aspiranți la ordinele sacre, dragi și iubiți seminariști, iubite persoane consacrate, dragi credincioși, astăzi vine la noi Iisus. Vine să ne cheme, să ne pregătim la venirea Lui, la întâmpinarea Lui. Vine să ne aleagă și pe noi, ca să ne trimită să vestim această venire a Lui în lume. Începând timpul unui nou an bisericesc, începând timpul Adventului, începând noul an pastoral dedicat imaginei și mesajului episcopului nostru Anton Durcovici, începând acest drum frumos și hotărât al seminariștilor noștri către ordinele sacre. Vă întâmpinăm pe toți cu bucurie la această celebrare sfântă și dorim să ne rugăm pentru întreaga biserică, pentru Sfântul Părinte Papa, episcop și preoți, pentru țara și poporul nostru în această zi de sărbătoare, pentru seminarul nostru și întreaga noastră dieceză. Îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Voința credincioșilor tăi, pentru ca ieșind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să se învrednicească asta de-a dreapta lui în împărăția cerurilor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Domnul cheamă toate popoarele
la pacea veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Citire din cartea profetului Isaia. Ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amos, cu privire la Iuda și la Ierusalim. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi stabilit pe vârful munților și va fi mai înalt decât colinele și se vor îndrepta spre el toate neamurile. Popoare multe vor veni și vor zice, veniți să urcăm la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob. El ne va învăța căile sale și noi vom umbla pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Va judeca între neamuri și va decide între multe popoare. Vor schimba săbiile lor în fiare de plug și sulițele lor în seceri. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul. Casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina Domnului. Cuvântul Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. M-am bucurat când mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Acolo urcă triburile Domnului, după mărturia lui Israel să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, să aibă liniște cei care te iubesc, pacea să locuiască între zidurile tale și liniștea în palatele tale. Dragul fraților și prietenilor mei, eu spun pace ție, de dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru bunăstarea ta. Mântuirea noastră este aproape. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, faceți aceasta cunoscând timpul în care trăim, căci este deja ceasul să vă treziți din somn. Într-adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am început să credem. Noaptea este pe sfârșite, ziua este aproape. Așadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să îmbrăcăm armele luminii. Să ne purtăm cuvincios ca în timpul zilei. Nu în chefuri și beții, nu în necurății și desfrâuri, nu în certuri și gelozii, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului.
Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a răspuns discipolilor săi, cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea omului, căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci vor fi doi pe câmp, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două vor măcina la moară, una va fi luată, iar cealaltă lăsată. Vegheați așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru, dar aceasta s-o știți. Dacă ar ști stăpânul casei, la care strajă vine hoțul, ar vegea și nu ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea, fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți. Cuvântul Domnului. Beatus populus cuius dominus Deus. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Vino, Doamne Iisuse. Sfințite sfințirile voastre, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși. Începem acum un nou an bisericesc. Cu timpul Adventului. Advent care însemnează venire. Începem așadar timpul prin care noi vrem să-L întâmpinăm pe Cel care vine, care vine și se naște între noi oamenii, cum a făcut-o acum 2000 de ani, care vine mereu în mijlocul nostru să ne întâlnească, care va veni pe norii cerului ca să ne primească, să ne răsplătească la judecata de apoi. Timpul Adventului. Lecturile sfinte din această primă duminică, ca și toate celelalte lecturi din toată perioada Adventului, au menirea să ne spună că această venire este continuă și ne privește și pe noi. Și noi suntem chemați să ne pregătim pentru o asemenea venire, o întâlnire. Dumnezeu a pornit spre noi. Noi trebuie să ieșim în întâmpinare. În această perioadă vom auzi și astăzi o datorie pe care o avem. Lecturile sfinte ne spun acest lucru. Vegheați, că nu știți ora. Aceasta este viața noastră, un dar pe care Dumnezeu ne l-a făcut, că noi să ieșim mereu în întâmpinare și să-L păstrăm la noi. În noi să se oglindească El.
ca prin noi să-L vadă lumea pe El. Iar pentru aceasta este o datorie sfântă de a fi mereu gata, de a fi mereu pregătiți, căci nu știm ora când El cu adevărat ne va vizita și ne vizitează. Vine mereu la noi și mereu trebuie să fim pregătiți pentru a-L întâmpina. Așadar, timpul Adventului este venire, timpul Adventului este un drum înspre Dumnezeu pentru a-L întâmpina. Timpul Adventului este un timp de pregătire pentru a ne bucura la marea sărbătoare a nașterii Lui, dar și la marea bucurie a întâlnirii noastre personale cu El, mereu și mai ales atunci când ne va chema la dans. De aceea, timpul Adventului este un timp de bucurie. Este post cu adevărat, dar acest post este un post al bucuriei pline de jertfă, a bucuriei așteptării. Este un timp al speranței că și noi îl vom întâmpina pe El și îl vom vedea. Este un timp al trăirii în continuare a credinței noastre. Aceea, fraților preiubiți, începând de astăzi, noi pornim la un drum frumos în tot timpul anului pentru a-L întâmpina pe El, pentru a-L cunoaște, pentru a-L urma și a ne bucura cu El la sfârșitul anului bisericesc. Iată pentru ce astăzi trăim o speranță mare și o bucurie aici împreună în catedrala noastră. Dar noi mai avem un moment de bucurie aici în catedrală pentru că începem un an particular, pastoral, așa cum bine știm cu toții, un an în care noi suntem invitați ca să avem în fața noastră și să găsim un model, un exemplu în persoana episcopului nostru, Anton. Acela pe care Sfântul Părinte a binevoit să-L înscrie în rândul martirilor, acela pe care noi îl vom celebra îndată, în ziua când va veni cardinalul prefect pentru a proclama acest adevăr. Deci, să avem în timpul acestui an un îndrumător, unul care ne învață, care ne conduce cum să-L întâlnim și noi pe Iisus, așa cum a făcut El. De aceea, țile voastre, dragi și iubiți credincioși, am trimis o scrisoare pastorală către toți preoții noștri și sigur că dați-mi voie ca din această scrisoare pastorală să reproduc câteva gânduri aici, în catedrala noastră, cu care să pornim mai departe pe drumul întâlnirii noastre cu Iisus, drumul personal al fiecăruia. Har și binecuvântare de la Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeu în Sfinții Săi, intitulam acest gând din scrisoarea pastorală. În ziua de 31 octombrie 2013, când se încheia luna Rozariului Maicii Domnului, ne-a fost dat să primim o veste ce ne-a umplut inima de bucurie, pentru care trebuie să spunem fără încetare, binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Sfântul Părinte Papa Francisc a decis înscrierea episcopului nostru Anton Durcovici în calendarul fericiților ca martir al credinței catolice și a autorizat congregația pentru cauzele sfinților să publice decretul prezentat
de cardinalul prefect Angelo Amato. O mare bucurie și o adevărată împlinire. Cel care a fost păstorul nostru este recunoscut oficial martor al lui Hristos, martir al bisericii în mijlocul nostru. Cu alte cuvinte, un învățător, un model, un păstor. Credem că viața, sfințenia și iubirea lui față de Iisus, eucaristicul, de Iisus venit la noi, față de inima neprinită a Precuratei Fecioare Maria, pe care el așa de mult a iubit-o și a cinstit-o, și față de poporul încredințat, l-au făcut curajos și de neînvins în fața tuturor încercărilor, a suferințelor și a persecuțiilor. Și mai credem că Preacurata Fecioară Maria, pe care a ales-o încă de la începutul ministerului său să-i fie ocrotitoare și să aibă grijă de poporul creștin, nu l-a părăsit, întărindu-l până în ultima clipă supremă. Recunoașterea lui ca martir, chiar în ziua de 31 octombrie, putem să o considerăm ca un semn. Maica și Regina Sfântului Rozariu i-a ascultat rugăciunile și a primit și dorința întregului popor creștin, care nu a încetat să implore acest favor de a-l avea ca model și ocrotitor pe drumul credinței. În așteptarea momentului celebrării oficiale care va avea loc aici la noi, la o dată pe care o vom comunica, îndreptăm spre toți preoții, spre toate persoanele consacrate, spre toate structurile educative, formative și caritative, precum și spre toți credincioșii diocezei, apelul ferbinte de a nu înceta să implore de la Dumnezeu harul înscrierii episcopului nostru Anton și ca sfânt în calendarul Bisericii Universale. De a ne ruga ca Domnul să reverse binecuvântarea sa asupra familiilor noastre, asupra bisericii întregi, locale, asupra țării noastre, pentru ca trăirea noastră creștină să fie un răspuns de iubire la atâtea daruri ce le-am primit în viață și de care avem atâta nevoie. Le mulțumim tuturor celor care au crezut în această recunoaștere din partea lui Dumnezeu și a Bisericii, a iubirii și jertfei păstorului nostru, care și-a dat viața asemenea celui pe care l-a iubit și l-a urmat, pe Iisus Hristos, păstorul cel veșnic, cu care s-a identificat până la jertfa supremă. Un gând de prețuire tuturor preoților din străinătate, foștilor săi, elevi, studenți, care au decis și au deschis acest drum spre recunoașterea martirului său. Au dorit acest lucru pentru că l-au cunoscut și l-au avut ca profesor și îndrumător, adunând în acest sens informații și documente, trimițându-le Arhiepiscopiei din Viena pentru deschiderea procesului. Deoarece atunci, în acel timp, un asemenea demers nu se putea face în țara noastră, din cauza opoziției regimului totalitar și ateu. Le mulțumim tuturor acelora care s-au angajat apoi aici, în dieceza noastră, pentru faza diocezană a dosarului său, părintelui postulator Alois Fechet, părintelui președinte instructor al tribunalului Ioan Tamas, părinților postulatori din faza romană, părintele și monsignorul Anton Lucaci, și mai ales îi mulțumim neobositului postulator, părintele Iosif Isidor Iacovici, care a plurat cu curaj și dăruire această muncă, precum și celor care l-au ajutat din țară și din străinătate. Pentru toți un gând de prețuire și recunoștință, cu o mulțumire și cu o rugăciune către Domnul, ca El să fie generos în răsplată. Mai ales îi mulțumim
Sfântului Părinte Papa Francisc, care a binevoit să aprobe și să decide în scrierea episcopului nostru în catalogul martirilor, ca apărător al credinței și ca model, tocmai acum, în această perioadă când credința noastră trebuie să fie mai vie, mai curajoasă, mai reală. Ne bucurăm să fim în comuniune de rugăciune și de mulțumire pentru această veste și pentru această recunoaștere de martir a episcopului nostru cu frații și confrații noștri din Biserica Catolică, împreună cu un altul preasfințit Ioan Robu, cu episcopul său auxiliar de București, cu toți preoții și credincioșii din arhidioceză, cu cei din arhidioceza de Viena, cu decanul și parocul de Bad Deutsch al Tâmburg, părintele Pavel, și cu toți credincioșii din locul de naștere al veneratului nostru episcop Anton, precum și cu cei care sunt legați de noi prin credință și iubire. Suntem convinși că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele lui Iisus, acolo este prezent și El în mijlocul lor. Iar rugăciunile și strigătele de ajutor ale celor care se află în comuniune sunt ascultate, după cum ne asigură însuși Iisus, izvorul a toată sfințenia și al tuturor harurilor. Sfințile voastre, dragi frați și surori în Hristos, timpul care urmează ne cheamă la a ne mobiliza în pregătirea celebrării momentului oficial al proclamării decretului de recunoaștere și în scriere în rândul fericiților și în calendarul nostru a vrednicului nostru episcop Anton. Pentru această pregătire vă transmitem și dispunem următoarele. Declarăm anul pastoral 2013-2014 an dedicat cunoașterii, promovării și aprofundării acelui mesaj pe care ne l-a dat și ne dă mereu episcopul nostru. Acel mesaj pe care El ne-l trimite, ca un prinos de iubire față de Dumnezeu, față de biserică și față de poporul încredințat spre păstorire. Mesaj care ne impresionează cu convingerea pe care El a avut-o și o are în cuvintele pe care le-a exprimat așa de frumos. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. În acest sens, insistăm, dragi și iubiți credincioși, ca să nu uităm niciodată că deviza lui a fost curaj, a fost iubirea, a fost sfințenia. Atunci când era în suferință, dau o mărturie cei care îl aveau alături, spunea: purtați cu curaj crucea, pentru că vor veni zile fericite și pentru acest popor atât de încercat și suferind. Era îndemnul lui, îndemn ce vine și astăzi în continuare. Insistăm pe lângă toate instituțiile, asociațiile și celelalte structuri bisericești pentru a adapta programul pastoral cu cel pe care noi îl prescriem pentru această perioadă, având mereu un centru de devoțiunea către taina Sfintei Eucaristii, către inima lui Iisus și inima neprihănită a Mariei. Îndreptăm spre toți fiii și fiicele bisericii noastre invitația de a nu înceta, de a se ruga. Și de asemenea la centrul episcopiei noastre eventualele haruri primite, diverse amintiri, scrisori, obiecte ce au aparținut episcopului Anton, pentru a le aduna și a le folosi la organizarea unei expoziții cu ocazia celebrării și proclamării sale ca fericit. Cerem persoanelor care au talent la muzică sau poezie să trimită din timp lucrările lor la sediul episcopiei noastre,
la coordonatorul comisiei stabilită de noi. Alte precizări și recomandări vor fi trimise preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor noștri, de responsabilii oficiilor diocezane legate de catecheză, de liturgie și de promovarea vieții spirituale și pastorale în dieceză. În cadrul întâlnirilor decanale și în centrele de spiritualitate, programul va fi axat pe mesajul și personalitatea episcopului Anton, scoțând din aceste momente motive de promovare a cultului datorat sfinților și martirilor, cât și noului martir. Ne bucurăm să știm că el astăzi este pentru noi, episcopul nostru, un model în întâmpinarea lui Iisus care vine, căci nu știm ora nici ceasul, dar vine să ne arate iubirea sa. Îi mulțumim lui pentru exemplu pe care mi l-a dat. Pe stema lui vedem o mare învolburată, valuri. Și peste aceste valuri un miel. Un miel pe care el îl prezintă în scrisoarea sa pastorală prima, acela care a fost Iisus Hristos, cel care a trecut peste valurile acestei lumi, biruitor, purtând în mâini steagul credinței, crucea. Vedem alături de această imagine a lui, cârja pastorală și crucea, ca și mitra episcopală. De desubt, întâlnim cuvintele cu care am început. Beatus populus cuius dominus Deus. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Dedicând acest an imaginii episcopului nostru, nu dorim altceva decât ca împreună cu el să-l întâmpinăm pe Iisus, pe Dumnezeu care vine spre noi, care se îndreaptă spre noi, care vrea să ne aducă fericire. Un popor va fi fericit dacă nu uită de Domnul. Noi vom fi cu adevărat binecuvântați și fericiți dacă nu vom uita de El. Dacă nu ne vom strădui mereu, așa cum ne cheamă și lecturile de astăzi, să întâmpinăm ziua când El vine spre noi. Dacă nu vom pune toată speranța în El. Acest program, dragi iubiți credincioși, ne va face să avem mai mult curaj, mai multă lumină și mai multă bucurie atunci când Domnul vine la noi și ne întâmpină, când noi îi ieșim în întâmpinare. Ne bucurăm astăzi să știm că aici, în catedrala noastră, sunt și acești tineri seminariști, dornici și ei, ca prin pregătirea lor să-L întâmpine pe Cel care vine cu darul ordinilor sacre. Aceea e astăzi aici, într-un rit special, solemn, și au angajamentul oficial de a merge cu curaj în pregătirea lor spre sfințirile care se apropie. Este un drum de alegere pentru a-L întâmpina pe Iisus, păstorul cel bun, care vrea să-și pregătească noi apostoli, noi purtători ai mesajului său în lume. E bine că astăzi, în această duminică prima a Adventului, timp de pregătire proximă pentru nașterea Domnului, dar și pentru întreaga noastră întâlnire cu Iisus, ca ei, însoțiți de rugăciunile noastre, să pornească cu curaj pe acest drum al pregătirii spre Sfânta Preoție. Îi însoțim și mai ales îi chemăm ca să nu uite că în fața lor, în această perioadă, au imaginea unui adevărat educator, formator, păstor, sfânt.
pe episcopul nostru, Anton Turcovici. Dragi seminariști, urmându-l pe el și primind mesajul său și chemarea sa, veți fi și voi, cei care vă bucurați, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. Cu aceste gânduri îi primim acum pe acești seminariști la declarația lor oficială pentru drumul pe care l-au ales acum în această duminică, prima din Advent, pentru a-L întâmpina pe Iisus care vine la ei cu darurile sale. Să se apropie cei care vor fi admiși în rândul candidaților la ordinele sacre. Dămătărc Toma din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, Roman. Iuzan Iosif din parohia Coborârea Sfântului Duh, Adjudeni. Bănuță Marius Ionuț din parohia Adormirea Maicii Domnului, București. Budău Robert din parohia Sfântul Nicolae, Bacău. Cernică Teofil Cătălin din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, Satul Nou. Adam Andrei din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Tărâța. Gherghel Andrei Cornel din parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Tupilați, Nisiporești. Roca Paul din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Șcheia. Lorenț Vlad Adrian din parohia Sfântul Anton de Padova, Uși. Boșcor Radu Ștefan din parohia Coborârea Sfântului Duh, Ștefan cel Mare. Turbuc Laurențiu din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Arini. Roca Alexandru din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Șcheia. Palcău Ionuț din parohia Fericitul Ieremia, Bacău. Cazacu Marian din parohia Sfântul Nume al Mariei, Pralea. Tamaș Ștefan din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, Tețcan. Simon Lucian din parohia Înălțarea Domnului, Sagna. Iacob Răzvan Mădălin din parohia Sfântul Nicolae, Bacău. Frățelor preiubiți, atenția noastră și a voastră se îndreaptă spre acești frați ai noștri care stau astăzi în fața comunității pentru a fi admiși printre cei care candidează pentru ordinele sacre. Domnul nostru Iisus Hristos a spus, rugați-L pe Domnul secerișului ca să trimită lucrători în secerișul său. Cunoscând așadar grija pe care Domnul o are pentru turma sa și văzând că biserica are trebuință, ei sunt pregătiți să răspundă la chemarea Domnului prin cuvintele profetului, iată-mă, sunt de față, trimite-mă pe mine. Și cu încredere în Dumnezeu speră să fie fideli în a urma chemare. Înflăcărați de dragoste pentru Hristos și întăriți prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, ei au ajuns acum la momentul când vor să manifeste public dorința lor de a se consacra slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Când vor fi chemați, ei vor răspunde, cum au spus astăzi, iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine. Așadar, fiilor preiubiți, păstorii și profesorii care sunt rânduiți să vă instruiască și care afirmă că vă cunosc, au dat mărturie bună despre voi. Noi ne încredem pe deplin în mărturia lor. Voi, voiți să corespundeți cămării voastre și să duceți la bun sfârșit pregătirea voastră, astfel încât să deveniți apți să slujiți în biserică prin hirotonirea pe care o veți primi la timpul cuvenit?
Voiți să vă formați sufletește, astfel încât să îi puteți sluji cu credință Mântuitorului Iisus și trupului său mistic, care este Biserica. Vreau. Biserica primește cu bucurie hotărârea voastră. Dumnezeu să ducă la îndeplinire ceea ce a început în voi. Fraților prea iubiți, hainele pe care le avem acum în față trebuie să reprezinte consacrarea specială în slujirea lui Dumnezeu și a bisericii acestor frații noștri care au făcut cererea de a fi admiși printre candidații la ordinele sacre și s-au angajat că se vor strădui să continue cu disponibilitate și zel procesul de formare pentru această slujire. Să rugăm acum pe Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea asupra acestor haine și asupra celor care le vor purta. Și El care este sfânt și izvorul oricărei sfințenii să-i facă sfinți și demn pe noi admiși între candidații la ordinele sacre de a celebra cândva misterele divine. Dumnezeule binecuvântat, care l-ai constituit pe Fiul Tău unul născut ca marele și veșnicul preot al Noului Testament și alegi pe unii dintre oameni ca să fie împărțitorii tainilor Tale, te rugăm să faci ca aceste haine care îi vor desemna pe cei care le vor purta drept consacrați pentru slujirea Ta și a Bisericii, să fie îmbrăcate cu respect și cinste și să le aducă binecuvântarea Ta prin Hristos Domnul nostru. Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre și binecuvântează în îndurarea Ta pe acești fii care doresc să se consacre slujirii Tale și poporului Tău. Te rugăm ca ei să fie statornici în chemare și iubindu-L cu o dragoste vie pe Hristos, profetul și preotul veșnic, să poată primi cu vrednicie misiunea apostolică prin Hristos Domnul nostru. Și acum împreună, fraților prea iubiți, să ne mărturisim credința noastră. Thank you.
cred în unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădător, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertare, aștept învierea morților și viața veacului celor. Fraților prea iubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul Său pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, învrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta prea sfântă. Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor Bisericii Tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește Bisericii noastre locale harul ca în acest an nou liturgic să cunoască mai bine și să imite mărturisirea de credință a Episcopului Martir Anton Durcovici. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne ca admiterea printre candidații la ordinele sacre să ne apropie tot mai mult de Tine, făcându-ne mai responsabil de vocația primită. Te rugăm, ascultă-ne! Fii alături de întreaga comunitate a seminarului pentru a pătrunde mai adânc misterul iubirii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Copleșește cu harurile Tale rudele, prietenii și binefăcătorii noștri, pentru ca să pregătească calea Domnului care vine. Te rugăm, ascultă-ne! Primește sufletele răposaților noștri în strălucirea luminii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te cheamă și înflăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea Ta, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Thank you.
știe orice drum al meu, în gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna Lui. Oaspete drag din gândul meu, tu cunoști viața ce o duc, din întuneric m-ai înălțat, ca o lumină în noaptea mea. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta, Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-un început. Și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumină deplină,
cele făgăduite, pe care acum veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău,
precum și minunata lui înviere din morți, înălțare la cer și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, pe nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, fericiți apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Demnaște porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâine noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu primi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub dar spune numai cuvânt și se va da mântui
Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne încă din această viață trecătoare, să iubim cele cerești și să căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic, prin Hristos Domnul nostru. Astăzi începe, așa cum spunea și preasfințitul, un nou an pastoral. Tocmai de aceea, în săptămânile care urmează, aici în Catedrala din Iași, vor fi în fiecare seară predici bazate pe viața preasfințitului Anton Durcovici, reflexii legate de virtuțile sale. Duminica viitoare, 8 decembrie, va fi o colectă specială în toate bisericile din dieceza de Iași. E vorba de o colectă pentru sinistrații din Filipine. Suntem îndemnați toți să ne alăturăm aceste acțiuni de solidaritate creștină. Aici, în aceste zile, tinerii la Acțiunea Catolică vor vinde coronițe de advent. Fondurile colectate vor fi destinate pentru bolnavii și copiii sărași de la Vișani. Și a apărut revista Lumina Creștinului pentru luna decembrie, o lună, o revistă pe care o recomandăm în fiecare familie. O revistă care reflectă și poate fi numită oglinda vieții bisericești din Moldova. Așadar, o găsiți la biroul parohial. Domnul să fie cu voi. Atotputernicul și milostivul Dumnezeu v-a dat harul să credeți că Fiul Său, unul născut, a venit între oameni și să-L așteptați să vină iarăși în slavă, prin lumina venirii Lui să vă sfințească și să reverse asupra voastră binecuvântarea Sa. Pe drumul acestei vieți să vă facă statornici în credință, voioși în speranță și statornici în iubire. Amin. Voi care vă bucurați că evlavie de venirea în trup a răscumpărătorului nostru, la a doua venire, când se va arăta strălucirea măririi sale, să primiți în dar răsplata vieții veșnice. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.